Seară bună, doamnelor, seară bună, domnilor, suntem iată în seara zilei de 24 ianuarie, an de grație. Haide să spunem de grație, poate la finalul lui vom fi cu toții de acord cu treaba asta, un an la capătul căruia poate că va fi pace, va fi liniște, va fi practic un an în care să ne dăm seama cu toții că lucrurile merg pe drumul cel bun, dar până atunci spun o seară de grație pentru că suntem în 24 ianuarie, o dată cu o semnificație destul de aparte, o dată oarecum scoasă din context de istoricii vremurilor noastre, de cei care prefațează și lucrează la manualele de istorie ale timpului nostru, spun scoasă din context pentru că data de astăzi, cu o semnificație aparte, aș putea o defini eu ca un cititor pasionat și atâta tot al evenimentului istoric consemnat și de unii și de alții, aș defini o ca o dată a unui miracol al spațiului și al timpului istoric al nostru, pentru că doar în urmă cu foarte mulți ani, este vorba, da, spun foarte mulți ani, e un secol și jumătate în urmă, pe 24 ianuarie 1859 se petrecea cea de-a doua etapă a primului eveniment fenomenal al anului în cauză, cel de pe 5 ianuarie după Iași, când pe 24 ianuarie în capitala de atunci și de astăzi a țării se semna actul de formare, aș putea spune, se parafa buletinul de identitate al unei țări și se întâmpla asta într-o țară, să nu ne închipuim că arăta destul de grozav în vremea istorică în cauză, se întâmpla asta într-o țară unde feudalismul timpul Riu, cel de la secolele 12-13, dăinuia cu brio și în secolul 19, mai precis în data de grație sau în anul de grație 1859. Dați-mi voie să închei repede într-o sinteză. Argumentul meu este că aș putea defini 24 ianuarie 1859 ca o dată miracol în istoria existenței noastre ca nație. Pentru seara asta, cum am mai făcut peste timp, o mică paranteză de la politicienii de stânga, de la politicienii de dreapta, de la cei care caută, să spună, în felul lor ideologic orientați într-o parte sau alta, că ei sunt cei care pot să facă mai mult, mai bine pentru mai mulți în țara asta. Pe cale de consecință, dați-mi voie ca în seara asta să facem o mică paranteză și să fiu elev în platou. Aș fi vrut să mai fiu și într-o bancă, nu se mai poate asta, la o lecție de istorie pe care am să o primesc și am să vă împărtășesc cu drag și dumneavoastră celor de acasă, predată de domnul profesor Ion Pătrașcu, care îi spun seară bună, domnule profesor, mulțumesc mult pentru faptul că sunteți, iată, din nou în platou, la de la stânga la dreapta. Bună și seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Și temele propuse spre știința, spre cei de acasă, țin de 24 ianuarie și țin într-un context mai aparte. După 24 ianuarie suntem la 48 de ore distanță de 26 ianuarie, dată la care se naștea în 1918 cel care a marcat fără doar și poate istoria secolului trecut. Este vorba de, definesc eu și am să comentez și cu dumneavoastră, primul președinte al țării. Este vorba de Olteanul de pe Malul Plapcei, este vorba de Nicolae Ceaușescu, cel care a lăsat atâtea controverse și pe cale de completare și atâtea lucruri bune și lucruri de comentat. Noi o să încercăm să le compactăm în vreme de un ceas în istoria țării noastre. Seară bună din nou, domnule profesor, și dați-mi voie să intrăm într-o primă etapă în ceea ce se vrea. 24 ianuarie 1859. Pe cale de consecință, vin și vă întreb, cum a fost posibilă data asta cu semnificația care o poartă de 24 ianuarie 1859? Da. Ideea unității noastre românești, să zic, este veche. Ea are un istoric bine determinat și s-a explicat într-un fel poporului român încă prin opera cronicarilor noștri. Unitatea poporului român este o realitate care dăinuie de mii de ani. Dar, din păcate, aș putea spune, noi nu ne putem vinde bine istoria noastră națională.
Românii din Inelul și zona extracarpatică constituie una dintre cele mai vechi populații ale Terei. Îndrăznesc să spun că din această zonă cu care ar trebui să ne mândrim și ar trebui să o popularizăm, de aici a pornit civilizația. Îndrăznesc să spun un lucru, chiar dacă unii oameni de știință, mă rog, au anumite puncte de vedere, civilizația sumeriană este a doua civilizație, socotită prima din lume, este a doua civilizație creată acolo de înaintași care au plecat din Inelul Carpatic și zona extracarpatică. Îmi pare rău, pentru că, cum să zic, nu știm să ne vindem pielea. Și am să-ți dau un exemplu din călătoriile mele. Dacă întrebi un ungur cine a inventat aparatul Morse, spune că un ungur. Dacă întrebi un ungur cine a făcut satelitul, spune că un ungur. Și această educație o dau începând cu copiii cei mici și inoculează această primordialitate pe care ar avea-o. România este un stat civilizat, în ciuda altor, unora care nu o recunosc. România are o istorie multimilenară, o istorie cu care trebuie să ne mândrim. Și, din păcate, în vremurile trecute, n-am știut să ne afirmăm în acest sens, în acest scop, tocmai prin prezentarea unor realități evidente. Românii sunt urmașii Romei. Românii sunt această insulă latină într-o mare slavă, datorită calității pe care au avut-o înaintașii noștri, datorită rezistenței psihice și fizice pe care au avut-o, în ciuda celor trei imperii care ne-au tot șicanat, Habsburgic, otoman sau țarist, noi suntem aici, această insulă latină. De aici trebuie pornit când ne înfățișăm istoria, inclusiv asupra temei din această seară. Și atunci aș vrea să merg mai departe și să vă întreb, domnule profesor Pădtrașcu, a fost Alexandru Ioan Cuza un domnitor de excepție sau cel care s-a așezat pe creasta valului unui context a parte al timpului istoric de până în 1859? Unitatea națională este un proces firesc care a fost pregătit în timp, într-un fel, așa cum spuneam, în literatura vremii, într-o serie de acțiuni concrete înfăptuite de mari patrioți. Cuza, el este un tip echilibrat, un tip care s-a manifestat cu calm, pentru că el face parte din acea generație pașoptistă care cuprinde însă niște oameni foarte ambițioși prin ceea ce pregăteau și doreau pentru România. Dacă Alexandrii sau ceilalți erau mari patrioți, ei au acceptat să-și calce pe ambițiile personale pentru țară. Și Alexandru Ioan Cuza a acceptat și a fost încurajat să primească această funcție nu pentru el, pentru țară. Dar el a venit într-un anumit cadru bine pregătit. După anii 1800, mai ales între anii 1820 și 1830, mulți tineri români studiază la Paris, studiază la Berlin, studiază la Padova, la Roma. Acești tineri care s-au instruit acolo gândind la țara lor, influențat de Revoluția de la 1848 din Europa, au militat pentru țară. Și am să-ți dau un exemplu care m-a deranjat. Zilele trecute l-am auzit pe europarlamentarul Tomac criticând guvernul de la București că nu acționează cu energie pentru intrarea în Schengen. Dar eu i-aș întreba pe ei,
care știu cum stau acolo, am văzut, știu câți bani primesc, ce au făcut pentru ca România să fie primită în Schengen. Eu aș pune întrebarea invers, voi ce ați făcut? N-au făcut nimic și din aceste considerente, cum să zic, trebuie mai multă grijă, mai multă înțelegere pentru tratarea problemelor care interesează națiunea noastră. Cuza a fost unul dintre cei care a înțeles mersul istoriei și când a fost ales și când a plecat. Să merg mai departe, să închidem pe tema asta al 24 ianuarie 1859 cu un pas peste timp. Domnule profesor, astăzi, într-un context, aș putea spune, geopolitic mult mai așezat decât ce se întâmpla în 1859, când Imperiul Turc, mă mir și acum că a putut să accepte ceea ce s-a... Mira de fapt și de drept, dar astăzi într-un context mai favorabil, Moldova este o țară dincolo de Prut, în timp ce România, țara de dincoace, pare că nu face nimic pentru a forma în trup, în sânge, în forma statului de drept, o țară așa cum a fost câteva mii de ani. Da, așa este, nu face, nu că ce trebuie, nu face nimic. Pentru că guvernanții de la București n-au sânge în instalație. Din păcate, autoritățile noastre merg în remorca trasă de mașina Occidentului, nu în mașină, într-o remorcă. Asta este explicația. Bucureștiul nu are astăzi personalitate, din păcate. Bucureștiul nu are autoritate. România este... cum să zic, pusă într-o situație de a face ce îi se dictează de la Bruxelles. Înaintașii despre care să vorbim n-acceptau așa ceva. Mândria națională a fost, eu știu, trăirea sufletească, sentimentul care a animat pe mulți conducători din țara noastră. Mândria asta românească, cum să zic, a fost caracteristică unor mari lideri. Iată, pentru că vorbim de unire, cum a privit Mihai Viteazu unirea? Ca un fapt istoric, normal și natural pentru românii din cele trei țări. A încercat să o facă. A reușit în condițiile de atunci pentru un timp limitat. Haideți să mergem mai departe cu acordul celor care se uită la noi în seara asta și să facem un pas peste timp. Spuneam în partea de prezentare a dezbaterii noastre, a lecției de istorie pe care ne-o predați cu atâta patos dumneavoastră, să încercăm să facem ordine în ceea ce poate să însemne din contextul de 26 ianuarie, data la care se năștea Nicolae Ceaușescu, să trecem în zona câtorva adevăruri istorice care se cer, cu lucrurile bune, cu lucrurile mai puțin bune, dar cu amprenta colosală asupra mai bine de un sfert de veac din secolul trecut, dată țării noastre de către cel care a fost olteanul de pe malul Plapcei, de la Scornicești, primul președinte al țării. Și poate că se cade să vă întreb de început dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat omul care a marcat decisiv istoria acestei țări în secolul din urmă. Da. A marcat-o, subliniez, nu ca un pleonasm, a marcat-o în mod strălucit, pozitiv. Ceaușescu nu este un comunist, cum a fost etichetat. Ceaușescu este un socialist național-liberal, dacă pot să numesc așa, care a gândit, a acționat și a trăit pentru țara lui. Eu nu fac aici nici ideologie, nici politică, dar adevărul trebuie spus. Adevărul istoric este unul. Știu că, în general, istoria este dispusă și dictată de învingător și ve victis. Dar noi avem datoria să spunem lucrurilor pe nume, în sensul popular al termenului. Este un adevăr incontestabil.
guvernarea în timpul său, mă refer la el și la echipa pe care au avut-o, au fost animați de a transforma țara noastră dintr-o țară înapoiată într-o țară care merită să fie categorisită ca o țară europeană. Și țara europeană, în sensul în care au gândit, a fost o țară scoasă din înapoiere economică. O țară în care poporul să fie cultivat, să aibă cultură, să aibă cunoștințe. Într-un proces care a început cu greutate, de la acea acțiune de alfabetizare a celor care nu știau carte, până la generalizarea învățământului de 8 ani, de 7 ani, de 8 ani, de 10 ani. Un popor fără cultură este un popor care n-are viitor. Ceaușescu și nu numai el, echipa care a condus a înțeles acest lucru. S-a spus, s-a scris destul de puțin, mă refer la istoriografia de după 1989 și nu chiar atât de mult și la cea de până. Și cea de până în 1989 poate fi, să zicem, într-o notă subiectivă și am să vă cer un sprijin. S-a consemnat atât de puțin despre copilăria lui Nicolae Ceaușescu, iată. Da. Paradoxal, și cele două atitudini istorice, și cea de până în anul de grație 1989 și cea de după, au trecut parcă prea repede peste, haide să zicem, primii pași, plecarea de acasă de la Scornicești a unui om pe care, dacă vrem să-l înțelegem acum la aproape 34 de ani de când nu mai este printre noi, trebuie să pricepem ce au însemnat primii pași de dincolo de poarta casei părintești de la Scornicești? Da. Să încercăm să reliefăm adevărul istoric obiectiv, având în vedere că până în 1989 Ceaușescu a fost slăvit, iar după 89 a fost hulit, să zic. Ceaușescu s-a născut într-o familie numeroasă. Sora la care ținea cel mai mult era doamna Bărbulescu, care a lucrat aici ca inspector școlar general. Cea mai mică dintre toți. Cea mai mică, da. Ceaușescu era un tip blând, un tip omenos, pentru că plecase din sărăcie. Ceaușescu a plecat din Scornicești, deci născut în 1918, la 11 ani, 10-11 ani, în 1928, și s-a așezat la o soră de-a lui, mai mare din București, de unde a fost trimis la un oarecare cizmar, Alexandru Sândulescu, parcă, pentru a învăța meserie. Acesta era însă înrolat în mișcarea comunistă și în acest fel Ceaușescu a intrat în UTC, după aia a devenit membru de partid comunist, și s-a afirmat, pentru că era un tip energic și hotărât. Ceaușescu are, și trebuie să recunoaștem, calitățile de lider. Era un tip inteligent, era un tip energic, era un tip hotărât. Era un tip croit să-și ducă, cum să zic, până la capăt intențiile. A fost în perioada interbelică, mișcarea comunistă de la noi era de fapt împărțită în două, să zic. Una controlată de Moscova cu Ana Paucher și una controlată de Gheorghiu Udeș, deși se afla în pușcărie. Erau două fracțiuni, așa, care nu se împăcau. La început Ceaușescu, cum să zic, pentru că el a avut ca model pe Stalin. Sora lui spunea că la rândul lui Ceaușescu îi spunea că el vrea să devină Stalinul României. Și Ceaușescu pentru început a pactizat, să zic, cu fracțiunea lui Anei Paucher, după care însă înțelegând sensul și mersul acelei fracțiuni, a trecut lângă Dej. Și Dej l-a apreciat și astfel Ceaușescu și-a căpătat mare încredere din partea lui Dej,
a urcat în ierarhia comunistă până la funcția și rangul de secretar cu probleme organizatorice. Acesta era cel care coordona întreaga activitate de partid, ceea ce a conferit un rol foarte important, o poziție foarte importantă pentru a câștiga sau ocupa funcția de prim secretar după moartea lui Dej. Dar aici are o poveste. Vom trece și peste asta, însă vreau cu o completare la ceea ce spuneați despre cele două fracții formate în acea vreme dintre fracția lui Dej și fracția lui Ana Paucăr. Mișcarea comunistă interbelică de la noi a fost doar o simplă falangă a mișcării comuniste de la Moscova? Aș vrea să spun că comunismul de la noi în perioada interbelică număra cam 1000 de oameni, dar împărțit în fracțiunea asta, două fracțiuni. Dej și Paucăr. Da, erau mai mulți de partea Moscovei, să zic, Ana Paucăr, cam 700 și cam 300 cu Dej, pentru că Dej era în pușcărie. Dar atunci toată mișcarea comunistă din perioada interbelică era coordonată, dirijată de Internaționala III-a comunistă de la Moscova. Cu observația că la noi comunismul cu Foriș, cu Pătrășcanu, chiar cu Dej din pușcărie, a avut această nuanță naționalistă românească, care înțelegea intențiile Moscovei de dominație. De a crea, practic, exact, un teritoriu. Ei s-au detașat în timp. Unii au plătit cu viața, Lucrețiu Pătrășcanu, de pildă. Dar asta a grăbit procesul, cum să zic, dezangajării Rusiei, care în 1956 a fost silită să retragă trupele de aici. Și după 56-58, anii 60, asistăm la acest liberalism socialist național românesc. Cel de care spuneați mai devreme, de altfel. Haideți să mergem într-o zonă unde mi se pare că lucrurile, iarăși, din punct de vedere istoric, nu sunt clare până în clipa de față. Cum a devenit Nicolae Ceaușescu soluția post-Gheorghe Gheorgheu Dej? Da. Moartea lui Dej fulgerătoare, o boală scurtă, cruntă, cauzată de misterele istoriei. Dej a participat la Varșovia în februarie 1965, la o consfătuire a statelor socialiste. El era bolnav, dar când a venit de acolo, boala lui s-a agravat de așa manieră încât Ceaușescu a adus o echipă de medici din Franța, care au diagnosticat pentru Dej cancer. Irecuperabil, deci. Ceaușescu a profitat, trebuie să spunem corect, de această situație, a trimis-o pe Lica Gheorghiu într-o deplasare prin țările scandinave și în calitatea lui de secretar, iar când i-a suna mereu, ce face tata? Întreba. Răspunsul era invariabil. E bine, are o răceală, dar îi trece. Dar Ceaușescu, în contextul ăsta de secretar organizatoric, știind sfârșitul lui Gheorghiu Dej, a interzis orice vizită la Dej, numai el putea să o facă. Numai el intra la Dej, el dirija evenimentele acelui timp foarte încordat. La moartea lui Dej, el a fost cineva mizil, mi se pare, că a încercat să facă el un text de necrolog pentru Dej. Ceaușescu nu i-a plăcut și a scris Ceaușescu necrologul pentru Dej, pentru că își permitea în calitate de secretar 2, să zic, organizatoricul, să dirigeze. Și în acele condiții vitrege, să zic, când era pe catafalc, Ceaușescu este cel care l-a sărutat primul pe Dej la moarte, era într-o zi de 19 martie 65 și i-a convocat pe liderii comuniști la o ședință pentru că, spune el,
trebuie să alegem un prim-secretar. Și în acest scop, iată un telefon lui Maurer. Ce, doar și Maurer, domnule, noi nu putem să rămânem așa, trebuie să ne întâlnim, să stabilim funcția repede de prim-secretar. La care Maurer zice, băi, Nicule, dar nu te-ai fi gândit să fii tu ăla? În replică foarte dură, dar de ce n-aș fi eu? Da, Maurer ce surprins, bă, zice, știi că ai dreptate, dar nu te mai vorbește cu Bodnăraș, vorbește cu Chivu Stoica. Și Ceaușescu așa a făcut, s-a dus la Bodnăraș, Chivu Stoica, ceilalți membri din biroul politic și a lămurit. Încât la ședința care a avut loc în 22, atunci a fost ședința comună, Comitetul Central, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri. Și Maurer l-a propus pe Ceaușescu și îl propun pe tovarășul Ceaușescu, e băiat tânăr, e băiat energic. Da, ce drept și diferența de vârstă foarte mare între Maurer, Bodnăraș, Stoica, care erau, cred că, cu vreo cel puțin 10 ani într-o medie mai în vârstă ca Nicolae Ceaușescu. Pentru că, cum să zic, și Maurer a zis la un moment, domne, cam eu trebuia să urmez după deci la conducerea partidului, dar eu sunt neamț. Bodnăraș, domne, nici eu nu pot să fiu, că eu sunt ucrainean, Dumitru Coliu, nici eu, că sunt bulgar, încât a rămas Ceaușescu exact originile pe criteriile lor. Domne, primul secretar trebuie să fie român, trebuie să fie muncitor și ilegalist. Doar el întrunea asta, că era intelectual, da. Ceaușescu a știut să joace. A demonstrat atunci o strategie formidabilă. Și așa a ajuns el primul secretar al Partidului Comunist Român. Aș putea spune, ca să vă parafrazez, că această, nu luptă pentru putere, această diplomație pentru putere din 1965 a fost mai intensă de cea pe care vremea de peste 3 decenii, în decembrie 1989, o făcea tovarășul Ion Iliescu pentru a convinge în stânga și în dreapta că el trebuie să fie cel care se preia, de fapt, puterea în țară. Vreau să spun a fost ceva. Chiar mai greu în 1965 pentru el. Silviu Bucan, care nu l-a, cum să zic, nu-i plăcea Ceaușescu. El spunea, Bucan, care era un om al dracu, așa, ce, domne, Ceaușescu avea uneori sclipiri de geniu. Bucan, care nu-l înghițea. Ce rămâneam uluit de niște previziuni pe care le făcea Ceaușescu și care se petreceau exact așa cum a zis. Ceaușescu a fost un om inteligent și dotat și, cum să zic, facem asta nu pentru că e oltean de al nostru, că ne mândrim. Eu vreau să spun ce am trăit atunci așa. Eram student în anul 5 și în ziua aia am lăsat motocicleta la Cămin și am plecat așa pe Alexandru Lăpuineanu și Ștefan cel Mare spre Palatul Culturii. E vorba de Iași. De Iași. Și mă gândeam, dom'le, totuși ce se întâmpla? Era declarația din 64 antisovietică, așa zic, să vezi că se amestecă rușii. În sfârșit, mergeam îngândurat. Seara când Comitetul Politic a decis Ceaușescu, m-am bucurat, am trăit sufletește, adică, dom'le, e oltean, e din Scornicești. Mi-a plăcut și, cum să zic, De grijă de acasă, de la dumneavoastră până la Scornicești, în linie dreaptă sunt vreo 10-15 km, da. Adică de la îngrijorarea aia pe care o aveam în dimineața și în cursul zilei, seara m-am eliberat, adică am primit cu bucurie vestea că Ceaușescu va fi conducătorul Partidului și al Statului Român. Se cere și vine de la sine să vă întreb, chiar dacă am mai comentat destul de multe în acest platou, sunt lecțiile de istorie pe care ni le predați, dar nu am apucat până acum. Și vin și vă întreb, n-am găsit însă nici în istoricii de până în 89, nici după, până în clipa de față, ceva care să mă ducă ca răspuns la ceea ce urmează să vă întreb. Domnule profesor, cine a fost modelul lui Nicolae Ceaușescu? Aline, există o carte scrisă de un istoric polonez, un scriitor polonez, Adam Burakowski, foarte bun, foarte bine informat. Și el îl compară, acolo chiar așa se cheamă titlul cărții, îl compară pe Ceaușescu cu geniul Carpaților. Chiar așa se cheamă cartea. Și acolo relatează, cum se, foarte obiectiv, personalitatea lui Ceaușescu.
Ceaușescu a fost o personalitate. Ceaușescu, când participa la consultările CAIR sau la tratatul de la Varșovia, era privit, cum să zic, cu curiozitate și cu stimă de către ceilalți conducători. Pentru că el avea această atitudine de independență și energie, fermitate, încât își permitea să ia la rost chiar pe liderul sovietic, de pildă. Ceea ce nu putea să facă Tito, care mai vulcanic, mai... De pildă, la o întrunire în Crimea, l-a luat la refect pe Leonid Brejnev, că nu ia atitudine împotriva procesului de înarmare nucleară care se producea atunci în Occident. Sunt că Brejnev era greu, pentru că și sovieticii la rândul lor practicau același sistem de înarmare. Dar avea curaj. Repet, când participa la întrunirile CAIR, dom'le, ceilalți se uitau pe sub numele lui Ceaușescu. Este o realitate. Este liderul unei țări care s-a impus în perioada lui în Europa, în lume. Ceaușescu l-a adus pe Nixon. România a fost vizitată de De Gaulle. Ceaușescu a făcut vizite în toată lumea pentru interesul economic al acestei națiuni. România s-a dezvoltat în vremea lui enorm. Deci eu nu fac acum panegiricul lui Ceaușescu. Eu vreau să spun că spun niște realități. Noi suntem astăzi aici în Europa și datorită epocii 65-89. Și am să vin să leagă de ceea ce spuneați dumneavoastră și vă cer să continuăm mai departe după un răspuns la ceea ce vreau să vă întreb. A preluat practic în 1965 o Românie, și mi-asum ceea ce spun, aproape cu iz feudal. Da, așa. Mi-asum ceea ce spun pe alocuri. O țară cu un analfabetism destul de mare, o țară neelectrificată și nu le mai trecem pe toate. Și a făcut aproape într-un sfert de secol o țară de excepție, cu rezultate în zona de tehnologie, educație, industrie, cultură, sport. Haide să nu le punem pe toate. Mi se pare și acum, privind asta, că e un miracol. Păi, Aline, de ce repet, este... feudalismul în România exista în 1965. De ce este un miracol ce a făcut? Pentru că în programul cu care au venit ei, el și echipa lui, erau trei direcții fundamentale, clare. Unu, industrializarea socialistă, pentru că România avea resurse și umană și materială sub sol și sol, care putea să ofere României posibilitatea de a se dezvolta industrial, să nu depindă din acest punct de vedere de nimeni. Doi, transformarea socialistă a agriculturii. Asta însemna ridicarea gradului de productivitate a terenului, a solului, a pământului pe care îl aveam. Și asta s-a făcut prin sistemul de cooperație. A început lent, prin întotdeauna. Recolta medie la grâu, am găsit-o în niște anale statistice, în 1960, 61, 62, era undeva în jur de 1200-1400 de kilograme de grâu la hectar. Față de... astăzi suntem la un 5-7 tone, dar înainte de 89 stăm pe un minim de 3500 de kilograme. Iar ritmul de dezvoltare pe care l-a impus prin politica lor atunci era al doilea după Japonia. 7,2% creștea anual, deci al doilea ritm după Japonia. De-aia a înflorit dintr-o dată România, industria din toate sistemele. Transformarea socialistă a agriculturii s-a făcut calculat, lent. Nu s-a făcut ca în URSS. În URSS pământul era al țarului. Țăranii n-aveau pământ și atunci Moscova a zis, ăsta e al meu. La noi nu putea să fie un asemenea sistem de colhoz și sofos, pentru că țăranul român avea în sânge proprietatea lui, bucățica de pământ. Și atunci a fost adoptată altă tactică. Facem sistemul de întovărășire agricole, comasăm pământul, dar tu Ionescu, Pătrașcu, Popescu, rămâneți proprietari pe el. Muncim împreună, pământul e al tău, nu ți-l iau, iar produsele le împărțim în funcție de zile muncă pe care le facem. S-a perfecționat încet, încet, s-a trecut la sistemul de cooperative agricole, aducându-i pe țărani în situația de a nu mai vrea ei
să-și ia pământul, pământul. Aici să fac o mică paranteză. Am avut o ocazie cu niște ani în urmă din postura de ceea ce fac astăzi să am acces la registru a agricol de la Scornicești, în dreptul partidei, nu știu, era parcă vreo 300 și ceva, 313, nu știu pentru ce, iată, țin minte o cifră de felul ăsta, în dreptul Andruța Ceaușescu. Da. Domnul profesor, familia lui Ceaușescu, părinții și bunicii săi, făceau parte din cheaburimea, aș putea spune, de mijloc. Era vorba de vreo 6 hectare și vreo 6,19 hectare de teren a rabil, un hectar de fâneață, aș spune o suprafață destul de mare, chiar și pentru țăranul din timpul nostru. Și atunci instinctul de conservare al celui care știa că ai lui acasă deținea o suprafață de pământ nu tocmai mică pentru media gospodărilor din țara asta, iată că practic n-a ținut seama nici de, să zicem, de patrimoniu familiei. Da, uite, întâmplător, acum îmi amintesc, eu am acasă un certificat de proprietate Andruța Ceaușescu, pe care a trecut și Nicolae Ceaușescu acolo. Da, cum să zic, Aline, ei au fost niște țărani mijlocași, și tatăl și mama au fost niște oameni tare, cum se cade. Mama lui Ceaușescu se chema Alexandra Militaru și ea s-a născut într-o familie, cum să zic, cu onoare, a unui ofițer care a făcut parte din armata lui Tudor Vladimirescu. Adică avea, mama lui era socotită o femeie, o româncă foarte cum se cade și muncitoare. Iar tatăl Andruță, mă rog, cu greutățile alea, ca mulți bărbați de atunci, mai veneau la cârciumă, la un pahar de țuică, mai comentau, mai făceau, mai discutau politică. Adică oameni care au trăit în masa de țărani, masa de români, cu minți și cum se cade. Ceaușescu a trăit acolo el. Astea sunt trăirile pe care le-a avut și le-a împărtășit până și în calitatea de lider. Pentru că a fost un român pur sânge, să zic, care și-a iubit țara și neamul. Suntem oarecum aproape de capătul primei părți, doamnelor și domnilor, luăm o foarte scurtă pauză și după pauza în consecință ne întoarcem din nou de la stânga la dreapta. Și mai fac încă o precizare necesară. În această seară, domnul profesor Ion Pătrașcu și eu, ca umil moderator, nu facem deloc apologia unui timp istoric consumat, nu este vorba de nostalgie, departe gândul fie de unul, fie de altul, ci pur și simplu luați-ne timpul acordat și răpit din cel al dumneavoastră ca pe o întoarcere în ceea ce se cheamă și poate de multe ori doare adevărul istoric așa cum este el. Mai multe însă după o foarte scurtă pauză când mă întorc din nou cu domnul profesor Ion Pătrașcu la de la stânga la dreapta. Ne-am întors pentru ultima parte de la stânga la dreapta. Lecția de istorie predată în seara asta îi aparține domnului profesor Ion Pătrașcu. Mergem mai departe despre ceea ce a însemnat cel de la cărei dată de naștere peste 48 de ore pe 26 ianuarie se împlinește un număr mare de ani. Este vorba de Nicolae Ceaușescu. Domnule profesor, Nicolae Ceaușescu și județul Olt, aș putea spune că originar din părțile noastre, n-a făcut un exces de binefacere a deciziei pe care un șef de stat sau un demnitar care ocupă funcții cheie o are în pixul prin care să întoarcă comunității de unde se trage mai mult bine față decât în dreptul altora. Da, vezi, asta spun, Ceaușescu n-a fost un tip subiectiv, așa. El a acționat niște principii, pe baza unor principii ale comunismului, să zic așa, ale socialismului, între care unul dintre ele se cheamă repartiția judicioasă a forțelor de producție. Aici, în Slatina, era deja o platformă industrială. Uzina de aluminiu care este construită în contextul existenței doar a două fabrici în Europa, la noi și în Grecia, a generat o, cum să zic, un proces dezvoltare de orizontală. Așa. Iar, cum să zic,
totdeauna lucrurile se și subînțeleg. Adică nu trebuie să fiu eu cel care dau ordinul direct. Cei care sunt lângă mine trebuie să gândească și să sustragă anumite gânduri pe care le am. Totuși, Scorniceștiul s-a dezvoltat nu că a dat el ordin. Scorniceștiul s-a dezvoltat pentru că acolo urmașii și, cei care erau neamul rude, au profitat într-un fel și, au zis, domnule, aici facem o fabrică de conserve, aici facem o fabrică de textile, una de bere, una de prelucrare, da, aluminiului. Faceți, bă, un stadion ca lumea, chiar dacă faceți Scornicei la fost așa cam din pălăria cu... Dar, indirect, Scorniceștiul a devenit oraș datorită lui, în primul rând, și nu numai Scorniceștiul, eu aș putea să spun că toată zona de nord. Mi-amintesc când am înființat liceul agroindustrial, că nu puteai să te duci la Madan Ceaușescu să spui că fac liceu sanitar la Scornicești, că te pleznea. Și atunci am zis, domne, facem un liceu agroindustrial pentru că toată zona asta de nord, Negrene, Optaș, Tătulești, Spinen, Topana, Făgețelul, celelalte, Leleasca, e o zonă agroindustrială diversă, adică ai și pământ de cultură, ai și, plantații de pom să faci tuică. Și așa s-a născut liceul agroindustrial din Scornicești, pe lângă, sau în cadrul căruia am plantat și două clase de sanitar, că dacă m-aș fi dus cu ele, să zic, fac liceu sanitar la Scornicești, mă pleznea. Că cea care răspundea de învățământ era Madan Ceaușescu și ea trebuia să avizeze, să aprobe până și pe inspectorul general X, să zic. Era o politică pe care trebuia să o desfășori foarte mobil și foarte elastic ca să reușești. De pildă, vreau să spun așa, eu m-am cunoscut bine cu Nealică Bărbulescu, cum îi spuneam, și de multe ori după ședințele de birou plecam amândoi având același traseu către domiciliu și undeva departe de microfoane discutam mai deschis. Și chiar atunci îmi zis, domne, totuși, după 85 era perioada, există niște incoerențe, niște degringolade, niște incertitudini privind România. România era cam luată atunci așa într-o situație și încercam să zic, domne, poate să comunică sus, dar spunea și el, Ceaușescu în ultimii 10 ani era bolnav de diabet, devenise extrem de irascibil, nu mai primea sfaturi, nu numai de la rude, nici nu vrea, nici măcar de la consilierii lui. O cam luase așa și el la un moment, Otova, și de-aia s-a provocat după anii 85, în contextul crizei generale care lovise lumea prin criza petrolului din 79-81, s-au produs acele incoerențe ale sistemului. A început să nu mai fie apă caldă, să nu mai fie căldură, să se reducă consumul de energie electrică, care a agitat spiritele și starea de nemulțumire, satisfăcându-i pe cei din Occident care îi plănuise deja mai demult pieirea lui Ceaușescu. Asta e contextul în care s-a terminat gloria lui Ceaușescu. S-a spus, s-a scris, dar totul fără niciun fel de probe. Domnule profesor, comparativ cu politicienii de astăzi, care, aș putea spune, într-un procent foarte mic, sunt oameni care intră în zona asta de activitate cu o stare materială foarte bună. Cât de bogat a fost Nicolae Ceaușescu? Ceaușescu a fost... Vorbind de omul pe persoană fizică, de... Ceaușescu a fost un om cu măsură în toate, Aline. El trăia și locuia într-o casă a Comitetului Central, a Partidului. El nu și-a făcut vile, nu și-a cumpărat, nave din astea care să plimbe pe Znagov. Nu. Ceaușescu a fost un om care a aplicat principiile ale socialismului, care, mă rog, erau atunci, poate că acum ele par desuete, dar atunci erau niște principii pe care el le apăra, el le promova.
Deși paradoxal, o parte din cei din preajma sa cu decizie din zona puterii din timpul acela aveau grijă și de persoana fizică în cauză. Da, eu vreau să spun declarațiile, cum îl cheamă, Rogusti sau cum îl cheamă, da, Camil. Care i-a cunoscut perfect pe Ceaușescu. Spune, domne, erau niște oameni modești, trăiau modest, nu le plăcea averea. Chiar Nicu Ceaușescu, adică, deși mai zburdalnic așa, el n-a avut niște chestii de-astea, bă, am locație la Sibiu ca să mă distrez, nu. Și îți spun asta în comparație cu fiii beizadelelor de azi. E delicat răspunsul, poate să fie chiar și o lucrare de o teză de doctor în istorie. Am să vreau însă unul foarte scurt, tocmai de a spun că e delicat să vă forțez mâna să-mi răspundeți foarte scurt, dar vreau asta. Nicolae Ceaușescu, patriot sau naționalist? Deci spuneam, a fost... Cele două termene pentru cine are o deplinătate a facultăților și a instrucției din școală, trebuie să aibă puterea să separe. Patriot sau naționalist? A fost patriot, dar ideile lui au fost socialist naționale pentru națiune. A fost un patriot, cum să zic, de calitate. Și-a iubit țara, i-a adus prestigiu și a servit țara. Adică nu putem să negăm că el, cum să zic, a adus aici personalități uriașe. Cine l-a ducea pe Richard Nixon? Cine l-a ducea pe De Gaulle să-l plimbe de la Craiova și să-l oprească la Optea și la Cramă, să mănânce acolo? Ceaușescu. Domnule profesor, istoricii timpurilor de astăzi numără președinții țării de la Ion Iliescu încoace. Evenimentul din 1974, când plenul Parlamentului, da, așa cum se chema la timpul acela, l-a consfințit prin vot pe Nicolae Ceaușescu ca președinte, trebuie șters din istoria noastră? Nici vorbă. El este primul președinte al României cu acte în regulă. Investit în iulie 1974, dacă nu voi, data nu mai țin minte, da, dar știu luna și anul. Da, păi a fost, cum să 14 iulie? În iulie a fost congresul și în, după aia sesiunea extraordinară a adunării a MEANE-ului la, cum să zic, calificat legal. A fost o greșeală din partea sa achitarea datorii externe? Rămâne de văzut aici, e discutabilă chestiunea. Ce se întâmplă? A făcut-o dintr-o ambiție, că a fost corect, dar el a făcut-o dintr-o ambiție pentru că s-a simțit izolat de Occident și atunci n-a mai primit o serie de împrumuturi și a hotărât să achite această datorie într-un timp record, în 85, mi se pare, deși ea era eșalonată încă... Scadă, dentă până în 92. Exact. Domnule profesor, ambiția. Nu vreau să pierd niciuna dintre teme. Putem vorbi de megalomanie în dreptul deciziei lui Nicolae Ceaușescu de a se face, că decizia a fost la el, canal Dunăre, Marea Neagră și Transfăgărășanul? Nu. Erau niște nevoi stringente pentru România. Nu, nu este nicio ambiție. Problema canalului Dunăre Mare Neagră este veche, înainte de Ceaușescu. S-a subliniat ideea. Primele proiecte au fost chiar pe timpul lui Carol. Da. Și el l-a realizat. Iar Transfăgărășanu, cum să zic, este o carte a unui general care a condus lucrările acolo. Este o operă de eroism, Transfăgărășanu, cu care ne mândrim astăzi. Așa că cum să-l acuz pe Ceaușescu de așa ceva? Avem o organizare administrativă care funcționează din 1968. Cât încearcă coriferii de stânga și de dreapta din clipa de față să o schimbe, să o ducă într-o altă zonă, pe zi ce trece își dau seama că alta mai bună nu poate fi. Este Nicolae Ceaușescu artizanul trecerii de la raioane în județe în 1968 și ce s-a vrut, practic, iată, prin această formă de organizare care... Dați-mi voie, le spun criticilor care vor altceva, că mai bună decât cea care este în clipa de față, nu poate fi alta. După părerea mea, poate sunt subiectiv, este foarte bună din mai multe considerente. Unul, dacă vrei, din punct de istoric. Au existat județe de la Mircea cel Bătrân. Doi, s-a
diluat sistemul ăla de apartenență, regiune, raion, comună și așa mai departe. Sistemul județelor a simplificat într-un fel aparatul ăsta administrativ care era. Și greutatea deciziei care venea de la primul secretar de la regiune, după aia la județ, după aia... Pe de altă parte, aș vrea să subliniez că s-a încărcat, din păcate, în ultima vreme, aparatul ăsta birocratic care conduce România, județele. De la 800 de mii câți erau, s-a ajuns acum ca aparatul birocratic să numere peste 1.200.000 de bugetari, să zic. Da, sunt alte timpuri. A fost un gest de marketing, vorbind la timpul istoric în cauză, când în 1968, sau un gest de frică când Nicolae Ceaușescu a condamnat invazia sovietică de la Praga? Operațiunea specială a timpului Dunărea, în cauză. Operațiunea Dunărea s-a numit. Nu, Ceaușescu n-a știut de intervenția celor cinci țări. Cum s-au petrecut lucrurile? Trimisul nostru, corespondent de presă de la Praga, Eugen Ionescu se chema, nu dramaturgul, l-a sunat pe Mizil, pe la două noaptea. Ce, domnule, cei cinci au invadat Praga. Mizil zice, bă, informează-te din nou. A revenit Ionescu cu telefon, domnule, așa e. Și atunci l-a sculat, l-a trezit din somn pe Ceaușescu Mizil, a convocat pentru ora... L-a trezit pe la 4 și la ora 6 a convocat prezidiul permanent, la 6.30 comitetul executiv, la 10 a avut loc ședința comună, plenara CC-ului și la 11 a fost acea manifestare la care Ceaușescu a luat foc pur și simplu, condamnând intervenția împotriva administrației Dubčeka, adică împotriva primăverii de la Praga, cum s-a numit. Administrația Dubčeka, care a încercat o sucitură a comunismului în condiții specifice, cum se zicea atunci. Dom'le, construim socialismul, dar cu specific național. Da. Putem vorbi de o relație mai bună cu Occidentul în fața celei cu răsăritul de la Moscova? Da, n-aș putea să spun că e mai bună. Este o relație normală cu Occidentul, pentru că și Occidentul are nevoie de noi și noi avem de Occident, dar sigur, fără să deranjăm relația noastră cu răsăritul, pentru că... Mă refer la timpul istoric al lui Nicolae Ceaușescu, adică care părea că totuși are o relație și o deschidere, cel puțin până în 1980, mult mai bună cu Occidentul decât cu stăpânirea ipotetică de la Moscova. Da, Ceaușescu, cum să zic, Ceaușescu era un tip care dorea independență, el nu vroia, să zic, să depindă de cineva. Și asta a răcit relațiile cu Moscova. Dar și relațiile cu Occidentul au fost foarte echilibrate, adică nu s-a jucat cu nici cu o tabără, nici cu alta. Mi-amintesc la războiul de 6 zile, Israel, țările arabe. Toate țările socialiste au rupt relațiile atunci cu Israelul, pe câte vreme Ceaușescu le-a menținut și cu Israelul și cu Occidentul, cu RFG-ul, adică a dus o politică de echilibru și a păstrat, cum să zic, poziția de independență a țării noastre. Domnule profesor, timpul alocat nouă s-a dus repede, foarte repede. Mulțumesc mult dumneavoastră, poate și celor de acasă, care... Haideți să pricepem cu toții că istoria, deși e scrisă întotdeauna de către învingători, ea trebuie citită cu mare atenție, pentru că cine nu-și cunoaște trecutul riscă să-și preîntâmpine în eșec viitorul. Mulțumesc mult, domnule profesor. Și eu mulțumesc.